Piciorul strâmb congenital este o malformație frecventă la nou născut. Varus echin este una dintre malformațiile cele mai frecvente ale picioarelor la bebeluș, reprezentând aproximativ 80% din totalul cazurilor de picior strâmb. Malformația poate să apară la un singur picior, unilateral, sau la ambele, în aproximativ 50% din cazuri, fiind bilaterală. Varus echin este o deformație a piciorului și a gleznei prezentă la naștere și care presupune că acesta este răsucit spre interior, iar vârful piciorului orientat în jos. Această malformație poate fi de două tipuri, structurală și posturală. În cazul malformației structurale, cauzele sunt cu siguranță de ordin genetic. În schimb, malformația posturală poate fi cauzată de influențe externe ce intervin în ultimul trimestru de sarcină, dar și o poziție vicioasă a piciorului. Depistarea unui picior strâmb se poate face înainte de naștere, mulțumită ecografiei obstetricale. La naștere, încă se mai poate corecta manual deformația, dar în absența tratamentului, deformațiile devin ireductibile. Piciorul varus echin se vindecă complet dacă este tratat corect și cât mai repede posibil. Dintre obiectivele tratamentului conservator, enumăr asuplizarea părților moi, alungirea elementelor periarticulare contractate, corecția parțială sau totală a varusului și a echinului. Mijloacele pe care le avem la dispoziție sunt masajele regionale, manipulări pasive corectoare de 2 sau 3 ori pe zi, fiecare ședință a câte 10-15 minuțele. Bandajele neuromusculare, dar între ședințe și pe timpul nopții. Este de preferat ca tratamentul conservator să fie efectuat până la vârsta mersului, întrucât susținerea plantară joacă un rol important în statica și dinamica corpului. Sfatul de sănătate al zilei a fost oferit de Arcadia.